La Botoșani urmează să ajungă directorul Agenției de Dezvoltare Nord-Est Piatra Neamț, Vasile Asandei, în vederea semnării contractului de finanțare. Lăcașul de cult va fi reabilitat cu fonduri europene. Proiectul a fost depus în toamna anului 2016, însă au apărut tot felul de impedimente, iar demersurile au fost blocate. Vă spun acum în premieră, împreună cu directorul Agenției de Dezvoltare Nord-Est, proiectul de reabilitare a Bisericii Sfântul Gheorghe. Important este că vom semna contractul și vom avea finanțare. Unul din lucrurile cele mai așteptate în Botoșani și de fiecare dată, cel puțin de zilele orașului, era acea discuție că biserica, simbol a orașului care poartă și hramul Sfântului Mare Ucenic Gheorghe, nu este reabilitat. Prin perseverență am așteptat, știți de când am început, pe axa 5-1 din anul 2008, uite că i-a venit rândul și biserici. Valoarea proiectului este de aproximativ 1,8 milioane de euro, iar primăria va contribui cu 2% pentru lucrările eligibile.